Horoscopul zilei de 15 mai. Berbec. Dacă v-ați pus în minte să faceți o schimbare importantă, aceasta este perioada perfectă pentru a o face. Oricât de mare ar fi pasul pe care urmează să-l faceți, vă veți bucura de susținerea celor dragi. Astăzi ar trebui să nu vă aruncați asupra proiectelor dificile sau de lungă durată. Așteptați ca weekendul să treacă și luați deciziile importante în prima zi din săptămână. Astfel veți ști mai bine cum să vă organizați programul. Dacă cumpărăturile online sunt cea mai mare slăbiciune a voastră, încercați să evitați pe deplin site-urile pe care le frecventați des. Nu veți putea rezista tentațiilor pe care acestea le oferă. Taur. Astrele anunță relații foarte bune cu cei din jur, vă veți bucura de o perioadă de armonie și înțelegere, ce va fi extrem de util, mai ales atunci când aveți intenția de a lua o decizie importantă. S-ar putea ca un eveniment de la locul de muncă să vă afecteze încrederea de sine. Încercați să vă păstrați optimismul și învățați din greșeli. Dacă de curând ați încercat o dietă sau să faceți o schimbare în rutina voastră, este posibil ca cineva apropiat să vă împiedice să urmați calea pe care v-ați propus-o. Fie că vă îndeamnă să mâncați des în oraș, fie că vă răsfață cu dulciuri, aceste gesturi vă vor afecta progresul, așa că aveți grijă. Gemeni. S-ar putea ca un prieten să vă contacteze pentru a face primul pas, fie că este vorba de scuze sincere sau de altceva. Ar trebui să apreciați inițiativa și faptul că a făcut acest compromis. În general, vă veți bucura de un sfârșit de săptămână plăcut, însă fără prea multe aventuri. S-ar putea ca planurile pe care le-ați făcut cu cineva drag să fie amânate, așa că asigurați-vă că aveți alte opțiuni la dispoziție. Încercați să puneți mai mult preț pe micile bucurii în viață, deoarece starea voastră mentală ar putea profita de acest lucru. Dacă apreciați gesturile frumoase sau coincidențele plăcute, veți fi mult mai fericiți. Rac. Încercați să priviți lucrurile cu mai mult optimism și nu vă lăsați copleșiți de nereușite. Este foarte posibil ca în curând norocul vostru să se schimbe, așa că ar trebui să vă așteptați și la o îmbunătățire pentru situația voastră materială. Evitați să lăsați responsabilitățile importante pe seama colegilor, deoarece aceasta este perioada perfectă pentru a le arăta superiorilor ceea ce puteți face. S-ar putea ca astăzi să suferiți de dureri de spate, iar situația se poate înrăutăți dacă nu vă îngrijiți mai bine de poziția corpului vostru. Mai ales dacă lucrați la birou, încercați să faceți ceva mai multă mișcare. Este posibil să trebuiască să fiți mai atenți cu bugetul vostru în aceste zile. Leu. S-ar putea ca un eveniment recent din viața voastră să vă determine să depășiți considerabil bugetul, iar acest lucru va fi un motiv de stres. Ar fi bine să analizați situația, poate că lucrurile nu stau atât de rău. Încercați să vă alegeți mai bine momentele în care discutați problemele delicate cu cei dragi. De exemplu, evitați să deschideți un subiect dificil în fața altor persoane. Deși vă doriți să evoluați în carieră, s-ar putea ca ceva să vă împiedice. Teama de eșec, de exemplu. Încercați să vă asumați succesul, dar și greșelile. Astfel veți reuși să evoluați și să priviți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, ceea ce va fi apreciat de superiori. Fecioară. Astăzi ar trebui să fiți atenți la orice fel de durere și să nu depuneți prea mult efort. S-ar putea ca nativii zodiei să fie predispuși problemelor cu rinichii. Dacă nu sunteți mulțumiți de ceva, tindeți să ascundeți acest lucru, chiar și atunci când aveți dreptul să cereți ceva mai bun. Acest obicei ar putea duce la lipsă de încredere de sine, așa că încercați să fiți mai sinceri în legătură cu ceea ce vă doriți și vorbiți la momentul potrivit. S-ar putea ca un prieten să se îndoiască de abilitățile voastre, iar acest lucru ar putea să vă afecteze relația. Veți avea însă oportunitatea perfectă pentru a le demonstra ceea ce puteți face. Balanță. S-ar putea ca astăzi să aveți parte de o surpriză din partea familiei, ceva care să fie total neașteptat. Dacă v-ați simțit neglijați în ultima vreme, în sfârșit veți avea parte de toată atenția lor. Veți fi predispuși problemelor de circulație, însă puteți lua unele măsuri pentru a evita acest lucru. Hidratează-te zilnic și consumă anumite alimente precum cerealele integrale și legumele. De asemenea, optați pentru carne de pui sau de somon. Nu vă faceți griji dacă un plat nu decurge așa cum v-ați dorit, deoarece veți reuși să vă adaptați oricărei situații. Scorpion.
S-ar putea ca problemele voastre cele mai mari să fie pe plan profesional, de unde și o mare presiune pe care o veți resimți în prima parte a zilei. Sunteți înconjurați de persoane dificile la locul de muncă, iar compromisul nu este întotdeauna o soluție de lungă durată. Încercați să fiți mai independenți în deciziile din familie și spuneți-vă punctul de vedere până nu este prea târziu. S-ar putea să fiți contactați astăzi cu vedire la mai multe oferte, cărora nu le veți putea rezista. Țineți însă cont de faptul că bugetul vostru nu a fost tocmai strălucit în ultima vreme. Este posibil să vă confruntați cu probleme de sănătate minore în următoarele zile. Săgetător. Astrele anunță schimbări pozitive la locul de muncă, iar acest lucru ar putea să vă însuflețească pe parcursul zilei. S-ar putea să faceți cunoștință cu un coleg nou care ar putea să vă ajute mai mult în responsabilitățile voastre. Încercați să fiți mai înțelegători cu copiii sau persoanele tinere din familie. Chiar dacă acest lucru poate fi dificil atunci când intervin diferențele dintre generații, nu acceptați orice sugestie drept un adevăr sau o ultimă soluție. Încercați să analizați o situație cu multă atenție înainte să acționați. S-ar putea să nu vă aflați la zi cu plata anumitor servicii, însă în cele mai multe cazuri este permisă o scurtă întârziere, așa că nu vă faceți griji. Capricorn. Deși vă doriți să avansați în relația în care vă aflați, este posibil ca partenerul să aibă gânduri diferite. Singurul mod prin care puteți rezolva această situație este să purtați o conversație sinceră și deschisă. Acest lucru ar putea duce la o evaluare a relației voastre sau chiar la anumite schimbări importante. Astăzi veți avea parte de o zi bună la locul de muncă și s-ar putea să fiți numiți responsabili pentru un proiect important. Chiar dacă încercați să înțelegeți perspectiva cuiva drag, s-ar putea ca acest lucru să fie dificil în unele cazuri. Este important să demonstrați faptul că vă dați interesul pentru rezolvarea conflictului. Vărsător. S-ar putea ca un prieten să vă dezamăgească astăzi, cel mai probabil în urma unei discuții aprinse pe un subiect controversat. Dacă nu reușiți să ajungeți la un compromis, ar trebui să luați o pauză de la relațiile care vă obosesc sau care vă fac nefericiți. S-ar putea să fiți predispuși durerilor de stomac sau de ficat, așa că evitați să combinați mâncărurile grase cu efortul sau enervarea. Veți reuși să găsiți o soluție inedită pentru o problemă de la locul de muncă, iar acest lucru vă va ajuta să vă faceți remarcați în fața colegilor. Ar trebui să petreceți mai mult timp cu familia, iar o oportunitate își va face apariția chiar astăzi. Pești. Veți dori să fiți cât mai sinceri cu cei din jur și s-ar putea să deschideți subiecte dificile pentru a scăpa de povara secretelor. Acest lucru ar putea să vă scape de o mică parte din anxietate din ultima vreme, iar cei din jur vor aprecia curajul de care dați dovadă. Există și reversul medaliei sub forma complicării anumitor relații. S-ar putea să fi investit o sumă destul de mare recent, iar bugetul vostru încă are de suferit. Dacă reușiți să amânați alte cheltuieli în această perioadă, ar trebui să scăpați de această situație cât mai repede. Este posibil să aveți probleme cu încheieturile astăzi, fie din cauza muncii pe care o depuneți, fie din cauza unor probleme cu articulațiile.